Deci ne aflăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Festivalul Peșterii Durabil, care cuprinde și un concurs mai complex pentru profesioniști. Anul acesta, la fel ca și la celelalte ediții, o să avem parte de competiție de preparate reci, o să avem și parte de preparate la cald. Care sunt criteriile cele mai importante pentru a alege câștigătorul? Criteriile de evaluare sunt reglementate de Uniunea Mondială a Bucătarilor, Uniune în care noi suntem membri, și care impune patru criterii foarte clare și foarte stricte. Primul criteriu ar fi tehnica de preparare, al doilea criteriu ar fi mezamplasul și felul în care pregătești, al treilea criteriu este legat de asocierea preparatelor pe farfurie, asocierea cu sosurile, coloristica, bineînțeles, și bineînțeles că ultimul și cel mai important criteriu este gustul. Vorbiți-mi un pic despre dumneavoastră, ce vă place cel mai mult să gătiți? Depinde, sunt foarte multe, este o întrebare foarte mult să-mi pun această întrebare, dar gastronomia este e un spectru foarte larg, are foarte, foarte multe, să spunem așa, canale. Depinde, mergem pe tradițional, mergem pe modern, mergem pe bucătărie pescărească. Deci în fiecare... Spre exemplu, din acest domeniu pescăresc, ce gătiți cel mai mult? Ce vă place? Sincer, mie îmi place cel mai mult păstrăvul. Bine, este și legat de copilăria mea. Bineînțeles, îmi place foarte mult și peștele de Marea Neagră. Tocmai de aceea facem și acest festival. Și nu neapărat că îmi place mie, ci trebuie neapărat să punem în valoare și ce este autentic și ce crește în apele noastre. Nu doar importuri, nu doar congelate și așa mai departe. Da, acum trebuie să vă mai menționez un aspect foarte important, că foarte multă lume, unii au râs, alții au pus întrebări mai delicate, să spun așa, domnule, că de ce durabil? Și bineînțeles s-au stănit și niște glume proaste pe... Noi vorbim de sustenabilitatea peștelui. Este vorba de un consum responsabil pentru ca tu să ai totuși continuitate la acele specii. Pe de altă parte, nu trebuie neapărat încurajate crescătorile, atâta timp cât noi avem resurse naturale. Deci avem peștele dat de natură.